Bună, Gianni! Spune-mi, cu ce te-ai îmbrăcat la petrecerea Viva? Bună! În primul rând m-am îmbrăcat sălbatic. Normal, dacă vin dintr-o plajă sălbatică, a trebuit să iau și o cămașă pe mine, un blug și un Adidas. Cam atât. Ai stilist sau te-ai îmbrăcat după bunul plac? N-am avut niciodată un stilist. Nu cred că o să am, dacă o să fie nevoie, crede-mă că o să apelez. La câte petreceri Viva ai mai fost? Este prima și mă bucur că am venit, pentru că noi venind acolo din pustietatea aia, văd atâția oameni și sunt așa un fel, sunt și speriat, dar în același timp îmi și place. Spune-mi dacă ai avut vreodată vreun accident vestimentar înainte de vreo super petrecere. 100% am avut, țin minte, înainte de o nuntă, am vrut să bag mâinile în buzunar și mi s-a rupt buzunarul. Vai, și ce ai făcut? Ce am făcut? M-am dus și am luat alt costum. Noroc că aveam încă unul, două în total. Abia ce te-ai întors de la Exatlon, ai mai repetat experiența? Ți-a plăcut? Eu am spus-o și înainte, a fost una dintre cele mai frumoase experiențe pe care eu le-am trăit în viața mea. Îmi trebuie timp să mă reacomodez, încă nu sunt refăcut, chiar și după două săptămâni și ceva, nu sunt refăcut nici fizic, nici psihic, dar niciodată să nu spui niciodată. Ia spune-mi, ce ai mâncat când te-ai întors acasă? Că am auzit că aveai niște pofte tare mari. Când am ajuns prima oară acasă, m-au așteptat prietenii mei cu un berbecuț. A fost o masă foarte mare, după care... De bogăție! După care mama mea gătește cel mai bine din lume și am mâncat un pui la ceaun cu usturoi și cu mămăligă. Super bun, deja mi-e poftă. Ce părere ai despre câștigătorul Exatlon? În primul rând, mă bucur că a făcut parte din echipa noastră a faimoșilor. Am luptat toți ca el să ajungă în finală și cred că e o mare realizare pentru noi ca echipă. Cum se simte băiatul tău, Marco? Băiatul e bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu, se pare că nu o să fie nevoie de operație și sunt fericit. Doamne ajută, cum s-ar zice. Și fata ta și-a făcut un nou iubit. Cum ai reacționat când ai găsit-o? Nu, de fapt, când ai găsit-o, că nu mai e singură. Nu, fata mea a avut iubit, s-a certat cu el. Pe urmă, am vorbit ea cu unul, a vrut să-l facă gelos. A revenit, așa e în adolescență. Și ce sfaturi îi dai? Spune și mie că sunt fată și na. Sfaturile mele sunt următoarele. Sunt un tată modern și înțeleg pornirile, așa că sunt alături de ea în tot ce face.